Am făcut de curând un sondaj la noi pe canal pentru a vedea în ce preferă urmăritorii noștri să-și păstreze economiile și am ales între principalele valute și moneda locală, dar și monedele virtuale sau criptomonede sau varianta de a nu economisi. Răspunsul îl vedem pe ecran. Principala moneda de economisire este euro, urmată de moneda locală. Salut, Dan. Tu în ce păstrezi economiile, dacă economisești? Salutare. Economisesc și o parte mi le păstrez în moneda noastră, în lei, pentru că vreau să am acces ușor la fondul acesta, pentru mine să ca un fond de rezervă. Apoi mai am economii în euro, pentru că vizez niște achiziții pe termen mai lung și niște achiziții mai scumpe pentru care am nevoie să economisesc un an, probabil, sau un an și ceva, dar ,ă, economiile mi le păstrez mai ales în zona de investiții și sunt investit atât în lei, cât și în euro, cât și în dolari, dar și în monede virtuale, în criptomonede. Tu în ce îți păstrezi economiile? În cazul meu am uh, un mix, uh, la fel ca și tine, prin expunerea pe piața de capital în euro și dolari, iar uh partea de, de cash este preponderent în RON în momentul de față. Și haideți să vedem mai departe o evoluție a principalelor monede în prima fază raportat la RON. Am făcut aici un calcul privind moneda euro și vedem că în ultimele, ultimele 12 luni deprecierea a fost de 1,2% pe an, ceea ce nu este foarte mult. Știm că istoric RON versus euro are o depreciere cam de 2% în medie. Ce înseamnă pentru, pentru noi? ron este una dintre cele mai stabile monede din regiunea noastră, comparativ cu țările vecine, unde, dacă ne uităm la Ungaria sau Bulgaria, moneda lor națională s-a depreciat mult mai mult față de euro. Și este un punct de plecare pentru economii, moneda locală, pentru că, așa cum știm, mare parte din tranzacții se fac în RON, chiar dacă sunt denominate în euro și e probabil cel mai la de mână să găsești un cont de economie sau un depozit atunci când vrei să deschizi la o bancă și să îți păstrezi fondurile acolo. La noi în țară, dacă dorim să facem o achiziție imobiliară, de exemplu, pentru a achiziționa de la o persoană fizică, putem face și transfer OP în euro. Dar în cazul în care dorim să achiziționăm un imobil, un apartament sau o casă de la o persoană juridică, transferul de monedă trebuie să fie doar în lei. Vreau să mai spun că zona, e, în zona euro s-au tipărit ceva bani în ultima perioadă datorită pandemiei, pe când la noi cantitatea de monedă a rămas la fel. O comparație între euro și dolar ne arată că în ultimele 12 luni deprecierea valutei euro a fost de aproximativ 9% din aprilie anul trecut, unde aveam o paritate de 1.20 s-a ajuns în prezent în jur de 1.10. Și sunt mai multe motive care conduc la deprecierea euro față de dolar, și anume în zona de inflație în Statele Unite s-a ajuns de curând, în momentul în care firmăm noi, tocmai s-a publicat un raport, inflația, inflația a ajuns la 7,9%, comparativ cu inflația medie din zona euro de 5,1% și ar mai fi politicile din zona euro deciziile diverse ale țărilor care care compun uniunea europeană au condus la o instabilitate și o lipsă încrederii investitorilor în moneda euro și de asemenea și expansiunea pandemiei de de covid care în euro în zona euro a avut niște spike-uri, niște dezvoltări ulterioare Statelor Unite și s-a prelungit mai mult decât acolo, ceea ce a impactat de asemenea moneda din, din zona euro. Pentru o redresare în perioada următoare a monedei euro față de dolar, probabil că ar trebui să avem o intervenție a băncii centrale europene care să admită problema inflației și să ia niște măsuri în acest sens până în momentul de față, după cum știm, în Statele Unite s-au anunțat deja niște creștere de dobânzi, în schimb, în zona euro nu sunt semnale în acest sens. De asemenea, se și prelungește acel quantitative easing și tipărirea de, de bani, ceea ce impactează negativ cursul euro. Avem și o situație politică mai complicată în zona euro, probabil că și asta afectează acest curs. Lumea nu mai, este, nu mai are atât de multă încredere în moneda euro. Sper și probabil că după încheierea problemelor politice din, din zona noastră o să se mai redreseze cursul euro-dolar. Dar vom vedea cu trecerea timpului. Ne uităm și la paritatea euro-franc-elvețian, vedem și aici o scădere și au ajuns chiar la paritate 1 la un moment dat. La fel și acest, și acest curs cred că este influențat de problemele economice care au apărut în, ultimea, în ultimele săptămâni în această zonă. Elveția s-a declarat și ea împotriva războiului și a, a luat anumite măsuri care să afecteze economia Rusiei în această perioadă, dar vedem că, totuși, francul elvețian a crescut față de euro. În principiu, francul elvețian este printre cele mai stabile monede sau currency la nivel global. Avem aici câteva articole pe care le-am parcurs și care ne sublinează acest lucru. Comparativ cu zona euro, Elveția a avut o monedă mai stabilă și prin prisma faptului că zona europeană a avut o criză a datoriilor și aceasta se manifestă divers de la țară la țară, dar și politica monetară a zonei euro și a Statelor Unite care a fluctuat destul de mult în ultima vreme. Elveția, în schimb, este o țară mai conservatoare, mai stabilă, iar moneda ei s-a apreciat atât versus euro, cât și comparativ cu dolarul. Pentru noi, chiar dacă poate unii dintre cei care ne urmăresc au încă acele reminiscențe ale crizei cu creditele în CHF de acum 10-15 ani dacă o privim prin prisma unei monede în care să ne ținem economiile, probabil că este o alegere destul de bună în măsura în care găsim și bănci care să ne permită depozitare de de CHF și costuri optimizate pentru clienților. Dobânzile la depozite în România sunt destul de mici. La vedem aici depozitele în lei. Cea mai mare dobândă este de 4.05 la o bancă online iar pentru euro avem dobânzi de sub 1%, mai mult spre 0,01%. Aceste dobânzi sunt cel puțin pe partea și pe partea de lei, dar și pe partea de euro sunt sub inflația pentru aceste două monede, deci practic dacă păstrăm un un depozit timp de 12 luni, pierdem cât pierdem valoarea inflației, care pe zona euro, de exemplu, este 5,1%. Având în vedere că dobânda este sub 0,1%, practic pierdem tot 5% în fiecare an. Ceea ce înseamnă că nu este foarte avantajos să păstrăm o perioadă îndelungată banii într-un depozit. Pe termen scurt, cine are nevoie de bani și previzionează că va folosi aceste fonduri într-un interval de 6-12 luni și are de ales, probabil că există varianta aceasta de depozite în RON pe termen scurt. Chiar dacă inflația de la noi e prognozată pentru trimestrul 2 să ajungă din două cifre, avem aici dobânda cea mai bună în momentul de față, undeva la 4,5% brut, din care se reține la sursă acel impozit de 10%, ajungem la un net de 4,05% pentru RON, în schimb pentru euro. În ultimii 2-3 ani nu s-au mai acordat dobânzi la depozite, deci practic în momentul în care decidem să păstrăm euro, îi ținem pur și simplu și avem în vedere că se va aprecia versus RON o medie de 2% pe an. În cazul dolarului, la fel, dobânzile sunt foarte mici, undeva 0,2-0,4% pe an. Și ca o concluzie, moneda în care se pot ține economiile, eu personal, pe termen lung, economisesc în pe, pentru sume mai mici, fond de urgență și cheltuieli neprevăzute, păstrez banii în lei, iar pentru zona de investiții, sunt diversificat și pe dolar și pe euro. Am și câteva investiții în, în zona Chinei. Tu, Cosmin, cum, cum, te diversifici? Recomandarea mea, cum facem noi, nu e neapărat un sfat, dar poate fi luată în vedere, este că cel mai bine e să alegem un, un mix de monede, poate să împărțim în mod egal între RON euro și USD câte 30% sau 35%. Trebuie să avem în vedere că anumite bănci oferă niște costuri mai reduse pentru conturile în valută. Atenție aici că unele percep și anumite fiuri lunare pentru USD, de exemplu, și trebuie văzut dacă sunt destul de mari să nu impacteze fondurile în total depinde acum și ce sume avem. Am pus mai jos și un grafic al uh, valutelor uh, cum sunt ele împărțite la nivel global uh, din prisma numărului de tranzacții și vedem că dolarul este cea mai utilizată cu 40%, uh, urmată de euro cu 36% și așa mai departe. Din uh, punctul meu de vedere, într-adevăr, moneda perfectă nu există, nu putem să mergem olin pe o anumită monedă pentru a ne păstra economiile cel puțin pe, pe termen mediu și atunci cel mai bine e să, să, mergem pe un, pe un mix și să diversificăm astfel riscul valutar. Am vrea să vedem și părerile celor care ne urmăresc în comentarii, să ne spună cum, cum își păstrează economiile și în ce monedă. Ne revedem în episoadele următoare, pe curând!